To Commissioner, please. Mulțumesc, doamna președintă, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. În ceea ce mă privește, știți foarte bine, consider că partenerii noștri principali, în ceea ce privește politica regională, partenerii sunt reprezentați de autoritățile locale și regionale, autoritățile președinții celor peste 280 de regiuni. Avem consultări permanente, consider că ei sunt cei mai aproape de oameni, înțeleg cel mai bine nevoile locale, politicile și inițiativele care pot schimba viața oamenilor în domeniul creării de locuri de muncă, a inovării, condițiilor de sănătate, mediu, energie, transport. Știu, pe de altă parte, că aceste regiuni au propriile lor limite. În primul rând, au nevoie mai mult decât autoritățile naționale de suport bugetar și de cofinanțarea proiectelor. Împărtășesc de asemenea punctul dumneavoastră de vedere. Rolul orașelor este foarte important. Sunt recunoscătoare președinției olandeze pentru faptul că acordă o importanță deosebită agendei urbane. În orașele din Uniunea Europeană, fie ele capitale sau orașe mici și mijlocii, locuiesc peste 70% din populația Europei, sunt motoare ale creșterii și creării de locuri de muncă. Sunt de asemenea și întreaga Comisie Europeană este recunoscătoare Parlamentului European pentru sprijinul și contribuția sa la principiul parteneriatului, care îi acordăm, bineînțeles, o importanță majoră. Și împărtășesc punctul de vedere al domnului Van Nistelrooy că este necesară o dezbatere publică în legătură cu modul în care acest principiu al parteneriatului și principiul guvernării pe diverse paliere este aplicat. Practic, săptămâna viitoare voi fi în plenul Comitetului Regiunilor, unde vom discuta acest subiect și sigur că îmi va face mare plăcere să vin și în fața dumneavoastră să discutăm acest subiect. Cred că este nevoie de un schimb de bune practici din acest punct de vedere. Așa cum spuneam, sunt țări care au această cultură, această tradiție de a elabora proiecte împreună cu organizațiile societății civile, cu mediul academic. În alte țări, practic, autoritățile locale consideră că sunt singurii care pot lua decizii fără a se consulta cu cetățenii și cu reprezentanții acestora. Deci este un motiv pentru care am acordat o atenție sporită să ne asigurăm că autoritățile locale și regionale sunt cu adevărat implicate în negocierile acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale. Știți foarte bine că în noua perioadă de programare acest principiu reprezintă o condiționalitate ex-ante. Aș vrea să răspund, nu pot să răspund tuturor celor care au adresat întrebări, dar domnul Iacovcici a adresat o întrebare care a revenit și în discursul altor colegi. Aș vrea să spun că fiecare țară are dreptul să se organizeze cum dorește. Important este ca această organizare și implementarea proiectelor să răspundă cu regulamentelor și legalității gestionării fondurilor europene. Avem țări ca Polonia, de pildă, unde este un stat centralizat, dar care a performat foarte bine în domeniul fondurilor europene, dar avem și, de pildă, experiența Franței, care acum a trecut la un sistem descentralizat și care funcționează foarte bine. Sigur că fiecare țară, așa cum spuneam, are dreptul să se organizeze așa cum dorește. În orice caz, noi vom continua să monitorizăm modul în care este pus în aplicare principiul parteneriatului în baza articolului 5 din regulamentul privind dispozițiile comune pentru fondurile europene și de investiții. În legătură cu problema refugiaților, aș vrea să răspund îngrijorărilor dumneavoastră. Noi nu forțăm niciun stat, niciun oraș, nicio regiune să folosească fonduri europene. Am adresat această scrisoare tuturor miniștrilor pentru a înștiința că suntem dispuși să schimbăm programele operaționale. Suntem conștienți că acum un an, atunci când acestea au fost elaborate, această provocare în privința refugiaților nu exista. Așa cum spuneam, Italia a fost singura țară, este singura țară care a solicitat schimbarea programelor operaționale și deja am direcționat 220 de milioane de euro pentru spitale mobile, grădinițe, probleme sociale pentru integrarea migranților. Alte state, cum sunt Franța,
Olanda, Germania deja folosesc fonduri europene pentru integrarea migraților, dar nu există nicio legătură în regulamentele noastre în privința utilizării între alocarea de fonduri europene și problema refugiaților. Aș vrea o ultimă specificare să fac. Sunt destul de uimită să văd un reprezentant al UKIP vorbind de necesitatea fondurilor europene. Știu că proveniți dintr-o regiune mai puțin dezvoltată, care a suferit foarte mult, unde au fost închise mine. Îmi va face mare plăcere să vin alături de dumneavoastră și să arătăm cetățenilor din Marea Britanie în ce măsură politica de coeziune a contribuit la reconversia profesională și crearea de noi locuri de muncă într-o regiune atât de afectată și poate că această idee a solidarității și a nevoii de a avea o Europa unită vom putea contribui împreună la consolidarea acesteia. Vă mulțumesc foarte mult și sigur urmează să discutăm în continuare pe această temă. Mulțumesc mult!